Gâtul este segmentul care face legătura între cap și trunchiul organismului. Știm cât de delicată este pielea din jurul ochilor, dar poate puțin știu că pielea gâtului are nevoie la rândul ei de atenție la fel de specială. Ea este afectată de expunerea la soare și poate suferi din cauza ridurilor. Gâtul are vene și artere foarte importante, nodul limfatic și cele mai importante glande endocrine, tiroida și timusul. În anatomia vertebratelor, gâtul este partea din fața gâtului poziționată în fața vertebrei. Conține faringele și laringele. O secțiune importantă a acesteia este epiglota, separând esofagul de trahee, împiedicând inhalarea alimentelor și băuturilor în plămâni. Faringele este un tub gol care începe în spatele nasului, coboară pe gât și se termină în partea superioară a traheei și a esofagului. Cele trei părți ale faringelui sunt nazofaringele, orofaringele și hipofaringele. Esofagul este un tub muscular care leagă faringele, gâtul, de stomac. Esofagul se contractă pe măsură ce mută mâncarea în stomac. O valvă, numită sfincterul esofagian inferior, este localizată chiar înainte de deschiderea către stomac. Limita superioară a gâtului, prin care se face separația de cap, coincide cu marginea inferioară a corpului mandibulei, pe care o continuă către posterior cu o linie orizontală trasată până la marginea anterioară a mușchiului sternocleidomastoidian. Limita inferioară a gâtului, prin care se face separația de trunchi, este reprezentată anterior de incizura jugulară a sternului și marginea superioară a claviculei, de la articulația sternoclaviculară până la articulația acromicloclaviculară. Printr-o secțiune transversală sală gâtul prezintă aspectul unei loji. Pe linia mediană, loja conține conductul aerian reprezentat de faringe, laringe și porțiunea cervicală a traheei. Anterior acestuia îi sunt anexate glandele tiroide și paratiroidă, iar posterior se găsește conductul alimentar reprezentat de faringe și segmentul cervical al esofagului. Pe părțile laterale trec vasele și nervii principali ai gâtului, artera carotidă comună care se bifurcă la nivelul vertebrei C4 în arterele carotide externă și internă, vena jugulară internă și nervul vag. Toate organele și structurile de la nivelul gâtului sunt încorporate în țesut adipos, ce se continuă cu țesutul adipos al mediastinului și axilei. Văzut dinspre anterolateral, gâtul se prezintă ca o regiune oarecum patrulateră. Regiunea anterolaterală a gâtului este divizată în două triunghiuri, anterior și posterior, de către mușchiul sternocleidomastoidian și care traversează oblig regiunea de la stern și clavicula la procesul mastoidian. Trebuie menționat că triunghiurile gâtului și subdiviziunile acestora sunt oarecum arbitrare, dar capătă valoare topografică în descriere, chiar dacă multe din structurile majore ale gâtului, arterele, venele, limfatice, nervii sau unele viscere depășesc granițele acestora fără întrerupere. Regiunea anterioară a trunchiului digastric conține glanda submandibulară, față de care superficial trece vena facială, iar profund trece artera facială. De asemenea, la nivelul glandei submandibulare se găsesc și nodulii limfatici submandibulari, care au o situație variabilă față de glandă. Regiunea posterioară a triunghiului digastric conține partea inferioară a glandei parotide. Artera carotidă internă, vena jugulară internă și nervul vag se găsesc mai profund și sunt separați de artera carotidă externă prin mușchii stilogloss, stilofaringian și nervul glosofaringian. Triunghiul submental este demarcat de pântecele anterioare ale celor doi mușchi digastrici. Triunghiul muscular este delimitat anterior de linia mediană a gâtului, de la osul hioid la stern. Triunghiul conține mușchii omohioidian, sternohioidian, sternotirohidian și tirohioidian. Triunghiul carotidian e aspectul unei depresiuni cel mai bine observată când capul și coloana vertebrală cervicală sunt ușor în extensie și capul rotit contralateral. Triunghiul carotidian este acoperit de piele și mușchiul platisma învelit într-o fascie, străbătut de ramuri ale nervilor facial și cutanați cervicali. Planul profund al triunghiului este format de porțiuni din mușchii tirohioidieni, hioglos și constrictori faringieni mijlociu și inferior. Cu excepția arterei auriculare posterioare, care ia naștere deasupra triunghiului, toate celelalte ramuri ale arterei carotidiene externe se desprind de la acest nivel. Artera tiroidiană superioară se îndreaptă către antero-inferior, artera linguală face o buclă și se orientează către anterior și superior, iar artera facială se îndreaptă de asemenea către antero-superior, iar artera occipitală se îndreaptă către postero-superior, în timp ce artera faringiană ascendentă se poziționează medial de artera carotidă internă. Pulsația arterială este simțită în acest triunghi de degetul examinator. Cel mai frecvent, venele însoțesc arterele corespunzătoare și toate drenează în vena jugulară internă. Alte structuri ale acestei regiuni, precum artera carotidă internă, vena jugulară internă, nodurile limfatice, cervicale profunde, nervul vag, se găsesc profund în spatele mușchiului sternocleidomastoidian. Triunghiul
posterior al gâtului este delimitat anterior de marginea posterioară a sternocleidomastoidianului posterior, de marginea anterioară a trapezului și inferior de treimea mijlocie a claviculei. Triunghiul posterior al gâtului conține țesut adipos, noduri limfatici, nervul accesor spinal, ramuri cutanate desprinse din plexul cervical, pântecele inferior al omohioidianului, arterele suprascapulare și cervicala transversă, a treia porțiune a arterei subclaviculare și vena jugulară externă. Triunghiul occipital reprezintă regiunea superioară și cea mai mare subdiviziune a triunghiului posterior al gâtului. Planșeul acestei regiuni este constituită dinspre superior spre inferior de spleniusul capului, ridicătorul scapului și scalenii mijlociu și posterior. Triunghiul occipital este acoperit de piele și mușchiul platisma. Ramuri cutanate și musculare din plexul cervical merg la nivelul marginii posterioare ale sternocleidomastoidianului. Inferior, triunghiul este străbătut de nervii subclaviculari, vasele cervicale transverse și partea cea mai superioară a plexului brachial. De la procesul mastoidian la rădăcina gâtului, în lungul marginii posterioare ale sternocleidomastoidianului se găsesc noduri limfatice. Triunghiul subclavicular reprezintă regiunea inferioară și cea mai mică subdiviziune a trunchiului posterior al gâtului, cu care are aceeași limite și corespunde părții inferioare a unei depresiuni denumită fosa subclaviculară mare. Planșeul acesteia conține prima coastă, scalenul mediu și prima digitație a dințatului anterior. Triunghiul este acoperit de piele și mușchiul platisma și traversat de nervii supraclaviculari. Relaxarea musculaturii poate permite resimțirea pulsului pe artera subclaviculară. De asemenea, în triunghiul subclavicular se găsesc noduri limfatice și nervul pentru mușchiul subclavicular. Orice structură de la nivelul gâtului, mușchi, oase, articulații, tendoane, ligamente sau nervi poate fi interesată în anumite condiții patologice ce creează diverse probleme de sănătate. În schimb, decolteul este partea corpului care rămâne descoperită datorită răscroielii adânci din jurul gâtului la o haină. Despre cum îngrijim aceste porțiuni ale corpului nostru, ne vorbește specialistul în probleme de estetică și sănătate, Simona Andronovici. Sunt Simona Andronovici, fiziokinetoterapeut specializat în estetică și astăzi intrăm într-un subiect iarăși la fel de important. Cum am spus, pielea îmbătrânește odată cu noi, își pierde din tonus și elasticitate, fibrele de la sânge și de colagen devin mai subțiri. Iar noi, prin anumite gesturi și prin neoîngrijire adecvată, putem să agravăm aceste probleme și chiar să accelerăm procesul de îmbătrânire. Ne deranjează de multe ori aspectul gâtului și al decolteului exact atunci când și vedem că ceva nu ne mulțumește. Avem tendința de a-l neglija de multe ori și nu le introducem în ritualul de îngrijire atunci când ne ocupăm și de nivelul facial. La femei, gâtul poate conferi senzualitate și frumusețe, dar asta nu înseamnă că bărbaților nu le este dedicată această emisiune. Într-adevăr, ei sunt înzestrați cu un decolteu mult mai tonifiat și mai înzestrat cu o elastină mai multă, dar asta nu înseamnă că partea de gât nu poate crea aceleași probleme ca și în cazul femeilor. Demachiantul, tonicul, serul sau crema de față ar trebui să se extindă și pe zona gâtului și a decolteului. Să nu le neglijăm pentru că știm că prevenția este cea mai importantă. Exfolierea pe care v-am recomandat-o facial, măcar o dată pe săptămână, la fel trebuie să se extindă și pe zona de gât și de decolteu. De la ce vârstă trebuie să începem să dăm atenție gâtului și decolteului? Cât mai devreme, pentru că apariția ridurilor pe aceste două zone poate fi apoi tratată puțin mai greu. Demachierea acestor două zone poate să fie diferită față de nivelul facial. Dacă fața se confruntă cu o acnee sau cu un exces de sebum, acele produse nu pot fi folosite și pe zona de gât și decolteu, care tinde să se deshidrateze mult mai repede decât fața. De aceea, demachierea ar fi indicată pe zona de gât și de decolteu să se facă cu un lapte demachiant și obligatoriu să se aplice un tonic după. La fel și crema aplicată pe zona de gât și de decolteu poate să fie diferită de cea folosită la nivel facial. Acestea pot fi una și aceeași doar dacă sunt hidratante, nutritive și îmbunătățite cu vitamine și antioxidanți. Exfolierea nu trebuie să fie foarte dură, trebuie să fie bazată pe un exfoliant enzimatic care nu este grunjos și nu este un gomaj, este de fapt o exfoliere care rupe legăturile dintre celulele moarte și astfel ne dă un aspect radiant al zonei de gât și decolteu. Măștile folosite sunt foarte importante, chiar dacă de multe ori avem tendința să le neglijăm și nu le aplicăm decât la nivel facial. Pielea noastră ne va mulțumi dacă săptămânal îi vom oferi un răsfăț. Dacă aveți la îndemână
produse destinate acestor zone ar fi foarte bine. Ele au o consistență mai blândă, dar tind mult mai mult să crească tonusul și elasticitatea. Dacă nu aveți la îndemână aceste produse, vă puteți prepara chiar și acasă o mască din ce aveți prin bucătărie. De exemplu, o jumătate de banană cu două lingurițe zeamă de lămâie sau de portocală și două lingurițe de miele aplicate 15 minute, apoi clătite cu apă rece, nu apă călduță, va da o luminozitate și o hidratare optimă. Dacă aveți măști speciale pentru aceste zone și acestea luate din cabinete specializate, trebuie să cereți sfatul și îndrumările unui specialist. Pe lângă ritualurile de îngrijire acasă, care ne întrețin frumusețea, previn apariția ridurilor și chiar le estompează, avem astăzi la dispoziție și foarte multe tratamente destinate acestor zone. De obicei, tratamentele destinate tenului anti-îmbătrânire se potrivesc perfect și zonei de gât și decolteu. Cel mai indicat ar fi la vârste tinere să se înceapă o prevenire a acestor riduri și se face cu un tratament care nu are aproape nicio contraindicație, și anume terapia cu oxigen. Terapiile cu oxigen pot fi începute de la orice vârstă și țintesc multe obiective. Dar dacă vorbim despre riduri și creșterea fermității, în cadrul tratamentului trebuie folosite seruri și substanțe active care au rolul de a ne oferi un surplus de vitamine și minerale, antioxidanți și, de ce nu, agenți anti-îmbătrânire. Terapiile cu oxigen se pot face în orice anotimp, deci nu ne impune niciun fel de risc. Sunt indicate în momentul în care vrem să prevenim și să ne îngrijim corect aceste două zone, gâtul și decolteul, să-l facem cel puțin un tratament la 4-6 săptămâni. Dacă deja ne confruntăm cu această problemă și nu am prevenit-o unde a ajuns sau timpul și-a pus puțin amprenta peste gât și decolteu, atunci sunt tratamente puțin mai profunde care se pot face. Acestea se pot face ocazional, ca întreținere, o dată pe săptămână sau o dată la 4 săptămâni sau la 6 săptămâni. Aici depinde de fiecare caz în parte și de disponibilitatea dumneavoastră, bineînțeles. Ar fi mezoterapia și radiofrecvența, două proceduri atât de mult avansate în zilele noastre, cu dispozitive foarte performante, care ne vor oferi rezultate foarte rapide. Câteodată rezultatele se pot vedea chiar după o singură terapie. Dar bineînțeles, cât de repede se obțin, atât de repede se pot pierde aceste rezultate. De aceea, un specialist cu siguranță vă va recomanda și o cură de tratament până se ajunge la rezultatul dorit. Apoi urmează, bineînțeles, din partea dumneavoastră și o întreținere. Vă continuați îngrijirea acasă, de care am discutat mai devreme, și o să frecventați periodic același cabinet la care v-ați obișnuit și de la care ați obținut rezultatele dorite. Peelingurile chimice, superficiale, cu acid glicolic sau cu acid lactic, din nou se potrivesc acestor două zone și, bineînțeles, și la nivel facial. Acestea nu sunt indicate în sezonul cald și momentul potrivit este toamna sau iarna, să apelăm și la astfel de tratamente. Ele vor duce la o regenerare mult mai profundă a pielii, vor activa microcirculația, dar și metabolismul celular. Și aceste peelinguri superficiale, care nu dăunează și nu au perioadă de recuperare, se pot face împreună cu orice alt tratament despre care am vorbit puțin mai devreme. Terapiile sunt multe și variate. Mai este mezoterapia prin electroporație sau cu microperforații. Este radiofrecvența, este terapia cu oxigen, sunt terapii laser, dar acelea sunt mult mai profunde și nu vom discuta astăzi despre ele, pentru că acolo trebuie o consiliere de specialitate. Avem la îndemână tehnici, avem produse, timpul necesar să-l avem și trebuie să punem până la urmă în practică tot ce auzim și tot ce știm. Să nu neglijăm și să nu lăsăm problemele să apară. Timpul de reparare a ceea ce noi neglijăm poate fi mult îndelungat. Soluții există, dar până la urmă totul depinde de noi să punem în practică tot ce auzim și să începem chiar de astăzi. Pe lângă tratamente profesionale și îngrijire cu produse specifice sau nu, putem și noi, prin câteva acțiuni, să îmbunătățim acest aspect. Atunci când vă aplicați crema de față, dedicați puțin timp acestor zone, masați-le de jos în sus și către ganglioni pentru a ajuta și la drenare. Atunci când vă puneți o mască, încercați să vă relaxați. Nu vă puneți masca și vă apucați de diferite treburi prin casă. Cu masca trebuie să vă relaxați, de obicei trebuie să stați întinsă pe o canapea sau un șezlong și să vă gândiți la ceva frumos. Se spune că și mintea noastră ne poate ajuta câteodată către rezultate foarte bune. De asemenea, nu doar partea aceasta spre cosmetică și îngrijire din exterior este foarte importantă, este foarte important
și cum ne alimentăm, bineînțeles, și cum ne hidratăm din interior. Anumite alimente știm de-a lungul timpului că au efecte anti-aging, alimente bogate în, principal în antioxidanți. De exemplu, toamna, sezonul strugurilor. Să știți că strugurii ne ajută foarte mult pe luminozitatea tenului și chiar la o hidratare din interior. Consumul de apă este foarte important în orice problemă, indiferent că vorbim despre facial sau corporal. Dar hidratarea din interior va susține și acele produse pe care dumneavoastră le veți folosi din exterior. De asemenea, băile și dușurile nu trebuie să fie foarte fierbinți, mai ales pe această zonă. Dacă pe zona de picioare de multe ori alternăm temperaturile pentru o circulație mai bună, pe zona pieptului, a decolteului în principal, nu este bine să facem aceste alternări de temperaturi ale apei. Apa trebuie să fie nici foarte fierbinte și nici foarte rece. Și am trecut de la facial, la gât și la decolteu și în această zonă mai intervine o mică problemă. Este vorba despre bărbia dublă, care se află în această zonă, iar acolo abordarea și tratamentele sunt diferite față de ce am discutat până acum. În momentul în care avem un surplus de grăsime la nivelul dintre bărbie și gât, acolo abordarea este puțin altfel. Rămâne valabil ce am discutat despre demachiere și aplicarea unei creme, dar referitor la proceduri, acolo sunt tratamente speciale pentru reducerea grăsimii. La fel cum sunt pentru partea corporală, trebuie să le vedem puțin mai în miniatură, dar ele în principal fac același lucru. Trebuie o atenție crescută când vrem să reducem acea zonă, pentru că riscăm la fel pielea să-și piardă din fermitate și din tonus. Iar când începem un astfel de tratament de reducere și reconturare a ovalului facial, trebuie să ținem cont că în același timp să plecăm și cu un tratament pentru creșterea fermității. Pentru că odată atins acest rezultat pe care vi-l doriți, s-ar putea apoi să nu vă mulțumească acea fermitate a pielii și, cum îi spunem noi, să pielea să devină lăsată. Toate aceste sfaturi trebuie să meargă mână în mână. Dacă vreți să vă personalizați anumite tratamente, atunci trebuie să cereți sfaturi avizate. Informațiile sunt foarte multe în ziua de astăzi și pentru că este un subiect destul de dezbătut și care provoacă un anumit interes, bineînțeles că sunt foarte multe site-uri sau articole scrise. Unele pot fi utile, altele pot fi greșite sau nedocumentate. De aceea, cel mai important este atunci când vrem să urmăm un program strict de îngrijire și vrem și rezultate bune, trebuie să cerem sfatul specialiștilor. Anumite produse, chiar dacă sunt naturale, sau cât pot fi ele de naturale, sau chiar dacă sunt indicate în anumite probleme, nu sunt recomandate și pentru zona gâtului și a decolteului. Aici pielea este mai subțire și are o altă structură. De exemplu, aplicarea, și vă dau un exemplu de fapt din bucătăria noastră. Pentru zona de gât și decolteu este binevenită o piersică, de exemplu, o mască făcută cu o piersică. Dar dacă persoana are o vascularizație crescută sau acele venișoare destul de vizibile, această piersică nu-i mai face bine. De aceea, totul poate să fie cu o parte bună, dar și cu o parte mai puțin bună. Anumite ingrediente din creme nu sunt recomandate în anumite anotimpuri, deci trebuie să ținem cont și ce putem folosi în sezonul rece, când aceste zone nu sunt atât de expuse razelor ultraviolete, și ce produse trebuie să folosim pe timpul verii. Ingrediente și substanțe active folosite în sezonul rece ne vor aduce beneficii, dar aceste ingrediente aplicate în sezonul cald pot să ne aducă chiar un dezavantaj, o iritație a zonei sau chiar o sensibilizare. Zona de gât și de decolteu trebuie să fie la fel de mult ajutată în sezonul cald și rece prin protecția solară. Protecția solară trebuie folosită în orice anotimp și atunci când ne aplicăm un factor de protecție pe față, fie că obișnim să ne machiem sau nu, acesta se pune sub machiaj, trebuie aplicat și pe partea de gât și decolteu. Să nu uităm că în orice sezon aceste zone sunt predispuse și ultravioletele pot trece chiar prin haine. Dacă restul corpului îl mai neglijăm în sezonul rece, să nu neglijăm totuși și zona de gât și decolteu. Nu degeaba se spune că gâtul poate da de gol vârsta unei persoane, indiferent că este bărbat sau femeie. În cazul bărbaților, zona gâtului are anumite particularități. Barba îi poate fi un dezavantaj și barbieritul poate să irite aceste zone, de aceea produsele destinate gâtului nu trebuie să fie bazate pe ingrediente sub formă de acizi. Poate aduce la iritații și chiar alergii.
Dar cu produse, dacă greșim o dată, noi o să vedem iritația, alergiile și aceste lucruri trec. Dar când vine vorba despre tehnologii avansate, despre proceduri profesionale, atunci atenția trebuie să ne fie îndreptată și către specialiști, dacă au acreditări, dacă nu, dacă sunt suficient de documentați sau dacă au certificări de a folosi anumite dispozitive. La fel și atenția trebuie să fie îndreptată și către aparatură. Pe piața de ziua de astăzi sunt foarte multe, unele cu certificări medicale, altele nu. Trebuie la fel să vă îndreptați atenția și către terapeutul care practică aceste terapii, dacă este specializat și, de ce nu, câteodată se poate chiar cere o diplomă de specializare. De multe ori reclamele sună frumos, dar în spatele acestor reclame lucrurile nu pot fi 100% adevărate. Trebuie o mai mare documentare și din partea noastră și să nu ne bazăm doar pe o simplă informație pe care o citim pe rețelele de socializare sau pe internet. Documentarea aceasta ne va duce către siguranță. Anumite terapii nu ne aduc rezultat, dar unele dintre ele, dacă sunt efectuate greșit, pot dăuna. Iar grija pentru piele și frumusețea trebuie să ne aducă, de fapt, și o stare de bine și sănătate, așa cum v-am spus de fiecare dată. Atât pentru astăzi despre aceste două zone, gâtul și decolteul, dar vom continua în episodul următor despre alte trei zone ale corpului care ne pot da multe bătăi de cap. Dar până data viitoare vă îmbrățișez și nu uitați să rămâneți la fel de frumoși și sănătoși! We'll be right back.